un protocol. Ai și cu sacul plin, asta înseamnă noroc. Mulțumim. Da, au fost negocieri și se continuă negocierile, dar încă nu s-a luat, nu s-a semnat nimic, nu s-a luat o decizie. Vigile, mergi în față. Mergi în față. S-a afirmat, domnule ministru, că până în iarnă veți lua o decizie politică în ce privește proiectul de Roșia Montană. Da, pe noi ne interesează să dezvoltăm această regiune și să ne asigurăm că investițiile de mediu care se vor face aici nu vor afecta generațiile viitoare. Deci exploatarea nu va afecta generațiile viitoare și generațiile actuale. Deci noi trebuie să ne luăm toate măsurile astfel încât investitorul să asigure investițiile de mediu necesare exploatării miniere de la Roșia Montană. Noi suntem un guvern pentru dezvoltarea mineritului, mineritului eficient, și de asemenea să asigurăm și condițiile de protecție pentru locuitorii din zonele de exploatare minieră. În ce vă privește, sunteți convins că va porni acest proiect al Roșia Montană Gold Corporation? Sau? Eu sunt convins că acest proiect va demara în acest an, împreună cu doamna ministru Rovana Plumb, care la dânsii este în momentul de față problema de a acorda vizul de mediu și de a stabili garanțiile pentru investitori care trebuie făcute și trebuie investite în mediu în această zonă. Deci sunteți convins că mineritul va continua în Munții Apuseni și nu numai? Și nu numai. Deci mineritul va continua în toată țara, dar vrem să-l exploatăm eficient, nu să vindem resursa pe bani puțin și să păgubim statul român. Și populația României, nu numai statul român. Un punct de vedere în ce privește cuprul Mina Brud. Cuprul Mina Brud, la fel ca și Roșia Montană, așteptăm avizul de mediu pentru exploatarea la cuprul min și în momentul respectiv vom lua o decizie privind privatizarea, dar până la privatizare voi introduce managementul profesionist la cuprul min să stopăm scurgerea de bani de acolo pentru clientela politică pe de listă. Aveți dovezi în ceea ce privește scurgerea aceasta de bani? Avem sesizări și în momentul de față sunt declanșate controle acolo. În momentul când avem rezultatele, vi le comunicăm. Peste ori avem o pensă de presă la Alba. Mulțumim, doamne.